Acest program conține plasare de produse. Doamnelor și domnilor, sunt Lăcrămioara Pralea, bine v-am regăsit la o nouă porție de sănătate. În prima parte a emisiunii am reinvitat-o alături de mine pe doamna conferențiar doctor Iuliana Ionașcu, medic primar veterinar, Spitalul Veterinar de Urgență, profesor doctor Alin Bârțoiu din București, dar și decan al Facultății de Medicină Veterinară din București, și vom vorbi despre ulcerul cornean indolent la câini și la pisici, dar și despre noile tratamente în keratoconjunctivita sica. Bună ziua, doamna doctor! Să știți că îmi face o deosebită plăcere să fiți astăzi alături de mine și vreau să vă felicit pentru funcția de decan al Facultății de Medicină Veterinară din București. Mă bucur nespus că un medic profesionist și sufletist, așa ca dumneavoastră, conduce această facultate. Bine v-am găsit, mulțumesc mult de invitație, îmi face o mare plăcere să fiu cu dumneavoastră. Da, este și o altă parte administrativă frumoasă, pentru că din bucățica de practician, cred că dai mai multă greutate părții practice din meseria noastră, că este o meserie foarte frumoasă. Uite, acum suntem, de exemplu, în procesul ăsta de admitere și suntem foarte fericiți și mulțumiți că avem candidați. Deci Facultatea de Medicină Veterinară din București, care este acreditată european, am primit acreditarea acum în mai la adunarea generală EAEV de la Paris, este acreditată european, asta înseamnă calitate, asta înseamnă că studenții noștri vor fi niște medici grozavi. Exact, și știu că veți moderniza cam toată facultatea, veți veni cu lucruri noi, inovatoare, care să-i facă pe viitorii medici veterinari. Și mai buni. Exact, și mai buni. Și mai buni profesioniști. Da, au o meserie foarte frumoasă, dar este foarte grea. Și atunci fiecare o să trebuiască să-și aleagă o bucățică din practica asta vastă. De exemplu, trebuie să spun că în România se crește alpaca și lamă și este un animal special. Și în facultate studenții noștri trebuie să învețe și despre asta. Așa că o să avem din toamnă o familie de alpaca în curtea facultății. Foarte interesant. Da. Deci trebuie să ne mișcăm așa cum este vremea, așa cum sunt cerințele, pentru că trebuie să facem întâi calitate. Da. Eu mă bucur din suflet că prietena mea și a emisiunii mele conduce această facultate frumoasă de medicină veterinară din București. Eu acum să ne reîntoarcem la subiectul emisiunii. La bucățica noastră de exact. Da, ulcerul cornean indolent la pisici și la câi. Ce ar trebui să știm, doamna doctor, despre această afecțiune? Ce este mai exact și de ce apare? Vorbeam în emisiunile trecute că tot ce este afecțiune corneană înseamnă durere mare. Și trebuie doar să facem o paralelă ce ni s-ar întâmpla nouă dacă ne-ar intra un fir de praf în ochi. Înseamnă că lăcrimez, înseamnă că închid ochii, înseamnă că am blefarospaz și am un disconfort, am o durere. De aceea, de fiecare dată când se întâmplă asta, trebuie să mergem cu pacienții noștri la medic, să facă o examinare oftalmologică completă. Iar partea aceasta de ulcer indolent cornean, ulcer, leziunea corneană, ulcerul indolent cornean, este întotdeauna cu un test cu fluorescenă pozitiv. Se vede practic că epiteliul anterior a dispărut de acolo, de aceea este și durerea grozavă cu epiforă și blefarospas. Acest ulcer cornean indolent se seamănă cu toate ulcerele corneane superficiale, dar medicul veterinar, absolvent de București, o să știe că este un indolent, pentru că va trebui să examineze acea cornee cu lupa și cu sursa de lumină. Și mărginuțele acestei leziuni corneene sunt detașate de suprafața corneei și atunci el trebuie să fie îndepărtat, epitelul acela. Exact, avem și imagini, da, imediat ulcerul, colegii mei. Ulcerul indolent cornean este un ulcer care nu vrea să se vindece. Este un ulcer indolent, este un ulcer care stă așa, fără să ia nicio măsură de chiar vindecare. Chiar dacă
face chiar un tratament? Dacă, chiar dacă începem un tratament, că este o leziune corneană și este un test cu fluorescență pozitiv, chiar dacă facem un tratament clasic, perfect, perfect, cu un antibiotic, un cicatrizant, nu se vindecă. Și nu se vindecă o săptămână, și nu se vindecă a doua săptămână, și nu se vindecă a treia săptămână, trebuie să ne gândim că suntem în fața unui ulcer indolent cornean. Iar acest ulcer indolent cornean, de obicei, se întâmplă pe fundalul unui ochi uscat. Da, sunt niște pacienți tare drăguți, pe care îi iubesc tare mult. Ulcerul indolent cornean, dacă este vorba de pacientul tânăr, el se va vindeca după debridare cu bețișorul de vată steril sau cu lama de bisturiu sau cu un dispozitiv special care se numește Alger Brush, ca o periuță așa mai specială, se va vindeca într-un interval mai scurt de timp față de un pacient care are un ulcer indolent cornean de o săptămână sau de două săptămâni, dar vorbesc despre pacientul geriatric care are 14 ani. Ăsta se va vindeca mai greu. Deci fără această debridare, debridare nu există vindecare. Nu există vindecare. Se face cu anestezie locală? Doar cu anestezie locală, nu trebuie să te duci în sala de operații. Sunt anestezice locale atât de grozave încât ți asigură un confort pentru această manoperă care la prima vedere pare extrem de ușoară, dar nu este. Pare ușoară la prima vedere. Trebuie să știi să o faci. După această debridare începe un tratament frumos cu calacarte, cu colire cu antibiotice și cicatrizante corneene, dar dacă vorbesc despre un pacient geriatric, ăla se va vindeca greu. Că la bătrâni totul este mai încetinit, orice vindecare și a unei plăci. Adică cam luni de zile, așa? Luni de zile, hai să zicem, 2-3 luni de zile, dar la geriatric, cornea se va vindeca cu vase de sânge. La cățelul tânăr, cornea are capacitatea să se vindece cu epiteliu, cu membrana bazală care fabrică acele celule. La cățelul geriatric nu are această capacitate și atunci se va vindeca cu vascularizație. Iar când acest ulcer cornean indolent se vascularizează, eu trebuie să vin cu un medicament mai bun. Trebuie să vin cu niște colire care au celule stem. Trebuie să vin cu un aport de celule stem, celule care mă ajută să vindec această leziune. Nu trebuie să mă necăjesc dacă trebuie să debridez ulcerul indolent cornean o dată, de două, de trei ori, la intervalul de o săptămână, depinde, sau nu trebuie să mă sperii și să mă necăjesc că n-am reușit această vindecare numai cu debridare și va trebui să ajung în sala de operație. Ulcerul, doamna doctor, apare la un ochi sau la ambii ochi? De obicei la un ochi. Ulcerul indolent cornean, dar pacienții vor veni anul ăsta cu ochiul stâng, peste 2 ani cu ochiul drept și așa mai departe. Nu, este același ochi uscat, același cățel cu amândoi ochișorii, cu o lacrimă de cantitate, mai puțină ca și cantitate sau nu are o calitate superioară și atunci acest ochișor cu ulcer indolent poate să facă la un ochi anul ăsta, peste 2 ani la celălalt ochi. De aceea, pacientul care a avut odată ulcer indolent cornean va trebui să-l ținem cu un tratament pentru această keratoconjunctivitasi ca să nu facă și la celălalt ochi. Dar proprietarii știu, dacă au făcut odată un ulcer indolent la un ochi, când începe celălalt ochi să lăcrimeze, să-l închidă mai închis, deci au un disconfort, vin repede la doctor și știu, a făcut și la celălalt ochi. Pentru că, știți, am întârziat cu tratamentul. E o patologie destul de frecventă și iarăși este foarte important că medicul veterinar știe să o diagnostice. Da, cornea are aspectul de carte deschisă. Carte deschisă, da. Fac întotdeauna comparații când predau studenților, când vorbim despre ulcerul indolent cornean, pentru că marginile epiteliului nu sunt atașate pe suprafața corneei și marginea este ca un volănaș, așa, să ne imaginăm o carte deschisă și atunci știi cu siguranță că asta este boala. Da. În tratament se folosește și acea lentilă de contact, da, pentru o zi? Da. Lentila de contact de o zi pentru ulcerul indolent cornean după ce debridez. Dacă este o leziune și să ne imaginăm ca un bob de orez, așa, de piper, cum vrem, foarte mică, în momentul când îndepărtăm noi toate marginile acestui ulcer indolent, poate să fie toată cornea fără epiteliu anterior. Și atunci clipitul va fi dureros.
pentru o zi, pentru două, uneori chiar pentru o săptămână. Să știți că țin lentila asta de contact de o zi, pui pe suprafața corneei lentila de contact de o zi să protejezi practic cornea și durerea produsă de clipit să dispară. Sunt căței atât de cuminți care țin lentila asta de contact de o zi și două săptămâni. Și am tot felul de filme frumoase cu niște pacienți cuminți care nu și-au scărpinat ochiul și bineînțeles că au păstrat lentila. Da. Această boală apare mai des la anumite rase de câini? Brahicefalicii. Sau cel mai bine este așa. Pentru că suntem în România, unul din cei mai numeroși brahicefalici din România sunt șițu. Și ăștia au și ochi uscat, au și keratoconjunctivitasica, au și ulceri indolent corneae, au și cili, au și entropion cantal, au de toate. Și au și glaucom. Deci cel care are cele mai multe patologii oculare este rasa șițu. Dar asta nu înseamnă că un caniș bătrân sau un pointer sau un samoyed sau un, ce să spun eu, mai un Basset Hound nu face. Fac toți. Dar frecvența mare este la brahicefalici și câteodată la bătrânei. Este posibil ca în momentul în care se curăță să apară și hemoragia? Nu. Nu, niciodată nu. Cornea nu e vascularizată, nu are vase de sânge. Dar cornea se poate vindeca în ulcerul indolent cornean cu vascularizație și atunci normal că dacă mai trebuie să debridezi, apare sângerarea, dar nu sângerează dacă nu e vascularizată cornea. Înțelegi? Iar dacă nu reușești să faci tratamentul, să vindeci o cornee de asta cu ulcer indolent cornean cu ajutorul tratamentului, debridarea și tratamentului local, te duci în sala de operație. Dar tu trebuie să povestești proprietarului lucrurile astea. Voi îmi face o debridare 2-9, nu știu, în funcție de cum răspunde la tratament cățelul, dar trebuie să ajungem, s-ar putea să ajungem și în sala de operație. Iar în sala de operație folosește o altă lentilă. Este o lentilă de colagen terapeutică de data asta, Soft Shield, Vet Shield, cum se mai numesc acum produsele astea comerciale, excepționale. Și după ce faci o debridare, mai cu simț de răspundere, că ești în anestezie și poți folosi și acel alger brush, poți, după ce ai îndepărtat toate marginile epiteliului cornean, poți să pui această lentilă de contact și, bineînțeles, că aduci pansamentul anatomic pe suprafața corneei, ploapa a treia, faci o tarsografie. Va fi chinuiala cu poartă guler, curăță ochiul, dar scap de calvarul picăturilor de pus în ochi. Pentru că un ulcer indolent cornean trebuie să pui picături de 3-4 ori pe zi, că trebuie, așa este frecvența de administrare. Dar după această intervenție chirurgicală, pe care la bătrânei să știi că poți să o faci și cu o anestezie locală și cu o infiltrație în pleoapă, faci o anestezie locală, pentru că bătrânelul are și afecțiuni hepatice, poate afecțiuni cardiace, dar totuși trebuie să scape și el de durerea afecțiunii oculare respective și poți să faci intervenția asta chirurgicală și cu anestezie locală și cu anestezie locală prin infiltrație în pleoapa superioară. Da. La pisici, ulcerul cornean indolent este mai dificil de tratat decât la câini? Există, la pisică există un ulcer care are aspect de ulcer indolent cornean pe fondul herpesvirozei feline. Și pe ochi uscat se întâmplă acea dezepitelizare, dar ce facem la pisică? Stăm foarte departe. Nu debridăm. Dacă debridăm ulcerul indolent la pisică, noi trebuie să ne gândim să avem foarte mare semnul de întrebare în minte, s-ar putea să faci cel mai rapid sechestru cornean, deci să cazi un soi din lac în puț, așa. Cel mai bine este ca la această specie, la pisicuțe, trebuie să fii făcut înainte să te apuci să tratezi un ulcer superficial la pisică, să faci o citologie de cornee, dar cele mai frecvente să știi că sunt herpetice. Și există o groază de medicamente pentru asta. Trebuie să crești imunitatea, trebuie să vezi dacă are și afecțiuni respiratorii. Deci la pisicuța care are ulcer indolent cornean, nu debridez, încerc alt tratament, dar trebuie să aflu fondul. Se mai întâmplă limitrof zonelor de sechestru cornean să mai facă un ulcer
superficial și la un moment dat să, epiteliul să se detașeze și să mimeze un ulcer indolent cornean, dar pisica e altceva. În cazul pisicuțelor, aparținătorul mai trebuie să pună picături da, sau altceva acasă? Da, bineînțeles. Deci trebuie. Nu scapă, doamna doctor, că ți-e milă când ce vezi bine, animăluțul ce bine ar fi acela să existe așa, să, nu știu, o, nu știu, cu gândul să o vindeci, ce bine ar fi, nu. Și au și pisicuțele o groază de afecțiuni corneene, care sunt dureroase. Sunt dureroase. Și cel mai păcătos, uite, în perioada asta, cu căldura asta înfiorătoare, sunt aristele. Să știi că am avut pacienți în clinică, au stat cu o aristă în ochi, în fundul de sac conjunctival, acoperită de pleoapa a treia sau de edemul îngrozitor al conjunctivei, săptămâni în șir și au venit la noi cu ochiul spart. Și, bine, nu erau, erau pisicuțe de curte, știi, care se joacă, se cațără, nu știu ce, da. Ar fi trebuit aduse un pic mai devreme. Când vezi că au un disconfort și închid ochiul, ochiul nu se închide dacă nu doare. Și dacă la o pisică care se zbenguie prin curte, se cațără prin copaci, este iarba cât jumătate de metru sau cât omul, cu siguranță trebuie să te gândești în primul rând că i-a intrat un corp străin în ochi. Și noi încercăm să educăm la facultate, bine, predăm și avem studenții când stăm în clinică, dar noi educăm inclusiv proprietarii. Dacă mergi la vânătoare, protejează cornea. Dacă vii cu cățelul seara de la vânătoare, uite-te, te rog frumos, dacă ține ochiul închis, caută-l pe aici, caută-l pe acolo, îi învățăm ce să facă. Cum pleacă în perioadele astea de concediu, pleacă la mare, pleacă la munte, se duc în drumeții. Dacă a închis ochiul un cățel, da, care a fost cu tine pe plajă, a făcut baie, trebuie să te gândești că s-a întâmplat ceva, că e un corp străin acolo, caută-l, du-te repede la doctor. Dom'le, a închis ochiul după ce ne-am jucat în nisip, știi? Deci lucrurile sunt așa, de bun simț zic eu. Nu, dacă pe noi ne doare ceva, nu stăm cu ochiul închis o săptămână, nu? Exact. Ne ducem la doctor. Vezi că în două, trei exact zile nu trece, nu trece, mai bine mergi la specialist. Exact, mergi la specialist. Ulcerul corneal indolent, netratat, poate duce la orbire? Ulcerul indolent cornean, imaginează-ți că din superficial devine profund și dacă din profund se mai întâmplă și vorbim tot de brahicefal și să se suprainfecteze, face un ulcer melting cornean, care e un dezastru cornean și ajungi să face nucleere de glob ocular și din păcate nu la cățel bătrân, ci la un pug sau la un bulldog francez care are 2 ani. Asta e necazul. Deci orice... orice ulcer cornean superficial trebuie tratat, pentru că se complică. Se complică și ajung să face nucleere, se perforează cornea, este normal. Da. Dar iarăși, am trecut printr-un ulcer cornean, oricare ar fi el, că vorbim de indolent acum și am dezbătut pe larg, dar este o zgârietură de cornea. E o arsură chimică de un șampon, e o arsură chimică de nu știu. Este o leziune corneană, un ulcer cornean. După ce l-am vindecat și în perioada în care medicul face examen oftalmologic, o să spună cu siguranță, vedeți că ăsta nu prea are lacrimi. Și va trebui, după ce am vindecat ulcerul, să fac un tratament cu lacrimi, cu un tratament pentru keratoconjunctivitasica. Poate fi numai lacrimă artificială sau poți să te duci în altă categorie. Trebuie să te duci să tratezi cu tacrolimus, cu ciclosporină și așa mai departe. Deci, pe fondul ochiului uscat apare și această leziune corneană, acest ulcer cornean. Trebuie să vedem care a fost cauza, mai înțeles, da, întotdeauna. Care sunt, doamna doctor, noile tratamente în ceea ce privește keratoconjunctivitasica? Și văd că ați venit astăzi noi da, și nu, eu am cu venit, două seringuțe și cu niște picături. Am venit cu un în flacon. În ce caz folosesc? La ulcer sau nu, la nu, sunt pentru keratoconjunctivitasica. Sunt tare fericită că am reușit la Facultatea de Medicină Veterinară să facem inclusiv un laborator de receptură. Pentru că există așa de multă cerere de produse, nu numai oftalmologice, pentru practica veterinară din România, care nu se importă, din păcate. Și atunci îți trebuie pentru pacientul tău tratamentul dedicat. Și am reușit în Facultatea de Medicină Veterinară să facem un laborator de receptură și preparăm ceea ce nu este pe piață, ce nu s-a importat încă, pentru că sunt destul de grele procesele astea de
a aduce un tot felul de dosare și de acte, este întreagă tebatură. Noi am reușit acolo să facem tot ce înseamnă colirele pe care le folosim, cu tacrolimus, cu ciclosporină. Vă gospodăriți acolo? Ne gospodărim acolo, da, și eu sunt tare mândră. Și urmează acum, lucrăm la formulele care sunt magistrale, formulele de medicamente pentru această herpesviroză felină. Dar, nu numai, pentru ulcerul melting cornean sunt formule dedicate care te ajută. Nu mai folosești un ulcer cornean pentru ulcere. Nu mai folosești un colir pentru ulcere corneene, ci folosești dedicat un colir cu doxiciclină, de exemplu, un unguent cu doxiciclină. Deci trebuie să te duci să faci preparatele dedicate pentru afecțiunea respectivă. Dar tot că veni vorba care sunt cele mai importante și minunate tratamente cu în keratoconjunctivita siga, tot am venit de la un congres din Mexic și toată lumea știe că Mexicul e frumos, că este să-l vizitez și așa. Eu am fost extraordinar de impresionată de partea asta veterinară, ce produc ei, la ce nivel au ajuns ei și vorbim despre Mexic. Există o firmă senzațională care o firmă mare de medicamente dedicate de uz veterinar și nu fac numai partea asta de colire. Au ajuns la niște tehnologii de producere de știu medicamente. Că ați venit cu produse am venit aici. Cu câteva produse n-ați de n-am putut să rezist de la exact. În Mexic știm că la keratoconjunctivita sica ai varianta de tratament local, ai varianta chirurgicală cu implant de ciclosporină sau implant de ciclosporină, transplant de mucoasă bucală. Deci sunt o groază de tehnici chirurgicale pentru asta, dar în Mexic au un produs senzațional. Nu e tacrolimus. Știi că este ăla, fratele mic și fratele mijlociu. Ăsta e fratele mai mare. Sirolimusul, care este pur și simplu, imaginează-ți o substanță activă încapsulată în niște lizozomi pe care tu injectezi subconjunctival și el își face treaba. Deci au ajuns la așa o performanță că mi-a fost drag de ieși de firma aia care era la congres și de profesorul care face asta, este un profesor grozav de oftalmologie veterinară, un diplomat, care, din punctul meu de vedere, este un erou național al țării respective, pentru că el a făcut asta pentru profesia lui. Ei, acest tratament, practic, injecțiile astea pe care le faci subconjunctival la interval de 2 săptămâni, îți asigură, practic, un soi de tratament rugându-se medicamentul ăla, în ghilimele, așa, cu ghilimele de rigoare, de glanda lacrimală să mai fabrice lacrimi. Deci au ajuns la așa o tehnologie și mi-e drag de ei, de-abia aștept, am și eu niște mostre, de-abia aștept să le folosesc pentru pacienții mei, pentru că e altceva. Da. Sunt keratoconjunctivite sica pe care nu le rezolv cu nimica, dar uite, ei și-au dat seama că nu le rezolvă mai de mult. Știi? Mi-aș dori să fie produsele astea în România. Dar poate el, cine știe în viitor, doamna cine știe, doctor? Cine știe. Mi-aș dori să fie produsele pentru că sunt de o calitate excepțională și se vede acolo cercetarea, pasiunea, patriotismul, tot ce vrei. Deci despre asta e vorba. Vom avea la keratoconjunctivita sica cu un pic de noroc, inclusiv acest produs în România. Eu mi l-aș dori grozav. De ce îi se spune boala cu 1000 de fețe? Pentru că te uiți la ochiul ăla uscat și pare ca o conjunctivită și proprietarul îți spune, a, da, uite, am lăsat aerul condiționat deschis, m-a așteptat la ușă, l-a tras curentul. Știi că la noi în România se întâmplă să te tragă curentul și la ochi și la urechi și la cățele și la om. Întotdeauna se confundă cu ochi roșu, conjunctivită, blefarită, parcă este cornea blurată, parcă e aia, parcă aia. Deci are 1000 de fețe ca și aspect clinic, atât conjunctiva cât și cornea. De aceea o confunz cu orice, o confunz cu absolut orice, și cu o conjunctivită bacteriană și cu o keratoconjunctivită bacteriană sau virală. Deci are 1000 de fețe, dar se diagnostică, cum spuneam și în alte emisiuni, cu un singur test, testul ăsta Schirmer, care nu costă mult, dar îți spune, este sica. Ăsta e un ochi uscat. Deci, nu îți trebuie normală, sofisticării. Să fie 20. 20 albastru. Trebuie să Și dacă o să iasă 10, dacă o să iasă 10, este un debut de sica. Dacă are 5,
E clar că e sica, iar dacă are zerol, vezi că acel cățel este și or, că se pigmentează cornea aia și orbește. Și păcat de Dumnezeu un cățel să orbească, pentru că nu-i tratat de sica dacă n-are nici decolare retiniană, n-are nici glaucom și n-are nici cataract. Asta ar fi culmea, știi? Și atunci trebuie început tratamentul din timp să nu se pigmenteze cornea, să nu ajungem să se murdărească de ciocolată cornea pacientului nostru. La un moment dat a venit o doamnă la mine și mi-a zis, trebuie neapărat, neapărat, doamna doctor, să-i fac o radiografie cățelului. De ce? Domnule, nu-l mai țin picioarele. S-a dat de a zberbelea cu pe trepte. A căzut pe trepte. Și era un buldog englez, o grozăvie de cățel, care săracul nu-l dureau picioarele și nici coloana să cadă și nu mai poate să coboare trepte. Nu vedea, avea o keratoconjunctivită sica cu pigmentație și am început tratamentul și a fost ok. De câte ori vine la recontrol, ne distrăm, știi? E, cum era cu scările și cu durerea de spate, despre asta e vorba. Doamna doctor, pentru animăluțe este dăunător aerul condiționat? Vai de capul meu! Acum aerul condiționat trebuie să meargă în toate casele. Știți câți... nu e dăunător. Primul lucru, nu-i dăunător. Chiar dacă stă exact sub dar aer. Dar nu să stea ca fraierul sub el. Mai știu, doamna, fraier care stau exact acolo. Înseamnă că le trebuie. Înseamnă, mai ales în nebunia asta de vreme, acum, nu. Aerul condiționat trebuie să meargă pornit și ziua și noaptea și la pisici, dar mai ales la brahicefalici ăștia, și să aibă grijă să nu-i mai plimbe decât dimineața de vreme și seara târziu când îi văd că ea aleargă pe asfaltul ăsta care probabil are 100 de grade și aleargă. Dacă el vrea să facă sport, să lase câinele acasă, pentru că e crimă pentru un cățel. Iar la brahicefalici, dacă nu am o urgență cu un cățel brahicefalic, nu-l operez vara. Nici nu mă duc să-l vaccinez la 3 după amiază, mă duc în bab foarte devreme sau foarte târziu, pentru că se decompensează respirator cu căldura asta. Da. Și sunt multe, multe urgențe în perioada asta, foarte multe urgențe la căței brahicefalici din cauza căldurii. Doamna conferențiar, doctor Iuliana Ionașcu, să știți că am ajuns la finalul acestei prime părți, exact. Mi-a făcut o deosebită plăcere să vă am astăzi alături de mine și să știți că vă reaștept cu mare drag cât mai curând posibil. Și pe final, așa, vreau să le spuneți celor de acasă cum vă pot găsi. Suntem la Facultatea de Medicină Veterinară, acum un pic ocupați cu admiterea, că săptămâna viitoare este examenul de admitere și de-abia aștept pe viitorii studenți de anul întâi, studenți de anul întâi, da, să-i vedem în sala de examen. Dar suntem la Facultatea de Medicină Veterinară în perioada asta și cu un pic de concediu, suntem în Splaiul Independenței, la Spitalul Universitar Veterinar de Urgență. De luni până vineri. Profesor Alin Bârțoiu. De luni până vineri câteodată și sâmbătă, exact, că mai avem de văzut și pacienți care vin din provincie și București. E tare neprietenos cu cei care vin din provincie și aglomerați și atunci facem efortul să fim și sâmbătă acolo. Dar acum, pe perioada asta, un pic mai relantie așa, ne operăm cei urgență și cei musai, pentru că e cald, e cald și pentru ei, e cald și pentru noi și recuperarea și din anestezie și așa mai departe este. Deci, în general, facem urgențe. Da, eu dar vine toamna și o să operăm mai așa mult. Eu să știți că m-am documentat foarte bine și pot spune cu mâna pe inimă că sunteți cel mai bun medic, veterinar, oftalmolog de la noi din țară și nu numai. Oameni din toate colțurile țării vin la dumneavoastră în cabinet, oameni care n-au găsit rezolvare în alte orașe. Acesta este adevărul. Uite, spun ceva, Lăcrămioara, când cum se cheamă, toată lumea te știe, toată lumea te știe, dar când te apropii de pensie, trebuie să te știe toată lumea. Am făcut cu pasiune asta. Se vede, doamna doctor. Am făcut doctor cu pasiune și acum mă minunez de fiecare dată când este un caz special și le spun celor care sunt pe lângă mine. Luați camera, haideți să facem fotografie, uite ce frumos, uite, nu o să mai vedeți asta. Sunt pasionată și cu pasiunea vei muri, așa te naști și gata. Da, vă mulțumesc din suflet. Dragilor, noi luăm o mică pauză de publicitate, dar dumneavoastră să nu plecați din fața micilor ecrane. În 2-3 minuțele revenim cu un alt invitat.